Bună seara, doamnelor și domnilor, de aici, de la Spitalul Clinic din Galați, din cabinetul domnului doctor Bacalbașa. Mă aflu alături de o pacientă a dânsului, o doamnă în vârstă, care, din câte se poate observa, nu prezintă niciun fel de leziune vizibilă. Domnule profesor, despre ce este vorba? Leziunea nu este vizibilă, întrucât s-a produs într-o zonă puțin sau greu vizibilă. Este vorba despre victima unui viol, oricât de șocant ar putea părea, care s-a prezentat la Spitalul Clinic Galați mai degrabă cu o plângere decât pentru consultații. Despre ce plângere este vorba, doamnă? Păi nu m-au violat așa cum trebuia să mă violeze. Adică? Păi dacă mă viola așa cum trebuie, atunci îi spuneam, du-te dracului, ai făcut-o și pe asta și gata, pa și să nu mai treci. Nu mai spunea la nimeni, tășem. O înghițam și pe asta. Dar nu a înghițit și uite unde s-a ajuns. Atât pentru astăzi, de aici, de la Spitalul Clinic din Galați. Doamnelor și domnilor, pe săptămâna viitoare cu domnul doctor Bacalbașa.